Este agitație în studiourile TVR, unde concurenții înregistrează piesele, fac ședințe foto, trec prin interviurile podcastului Eurovision Ești Tu și stabilesc ultimele detalii pentru show-ul din 11 februarie. 12 melodii vor răsuna pe scena selecției naționale și fiecare artist vrea să impresioneze publicul care anul acesta va alege reprezentantul României. Voi aveți cea mai mare responsabilitate anul ăsta și da, pentru noi este la fel o șansă unică. Suntem onorați să fim aici, în poziția asta. Ne dorim să evoluăm, să fim mai buni în tot ceea ce facem și de ce nu să arătăm și lumii ceea ce facem. Anul acesta, selecția națională Eurovision aduce în fața publicului o diversitate de stiluri muzicale, de la pop și rock până la charleston sau melodii cu influențe folclorice. Ne-am gândit la Perinița pentru că este unul dintre cele mai vechi dansuri de dragoste tradiționale din România, care se dansează în toate regiunile țării. România va intra în prima parte din a doua semifinală a concursului Eurovision 2023 pe 11 mai, iar organizatorul competiției BBC a prezentat primele imagini cu scena pe care se vor întrece cei 37 de reprezentanți ai țărilor participante. Concursul se va desfășura în luna mai la Liverpool sub sloganul United by Music, uniți de muzică. Marea Britanie organizează Eurovision 2023 în numele Ucrainei, câștigătoarea ediției de anul trecut. Eu am avut și un avantaj foarte mare că în camera în care eu am copilărit, în camera mea de la mine de acasă, ai mei depozitau foarte, foarte multe CD-uri și am o bibliotecă mare plină cu albume din toate timpurile. Am urmărit Eurovision de când eram mic cu ai mei. Și cumva ăla a fost momentul în care mi-am pus visul ăsta, că eu vreau să fiu primul român care câștigă Eurovision. Degete, titlul piesei tale, am văzut că e scris așa ca un acronim. Ce înseamnă ca acronim? Este una foarte serioasă. Adică tematica pe care o abordează este lupta dintre rațiune și instinct, este duelul ăsta dintre pasiune și siguranță, cumva faptul că în dragoste se cade ca și în război. Nu cred în chestia asta că este, una este viața de artist și alta e viața separată sau una este imaginea ta publică și aia separată. Eu sunt la fel mereu pentru că eu fac artă mereu. Adică eu în momentele în care nu sunt pe scenă doar mă pregătesc ca să fiu pe scenă. Banii, muzica sau dragoste? Dragoste. De ce? Repede. Pentru că cu dragostea, din dragoste, dacă e foarte bună faci și muzică și dacă muzica e foarte bună faci bani. Dragostea doare. Asta nu eu. Vă spune tati, dragostea doare. Da, dacă n-ar durea. Ai ști să te bucuri atunci când mă vii.